Bună ziua, stimați prieteni! În primul rând îmi cer scuze pentru o mică reținere tehnic. N-a fost posibil să intrăm mai degrabă în direct. Astăzi, la analize economice, la cea 44 ediții, vreau să vorbim despre refugiații din Ucraina și posibilitatea Republicii Moldova de a încadra pe cei din ei care ar dori să rămână în Republica Moldova în câmpul muncii. Aici vreau doar să reamintesc că timp de 2 săptămâni noi am decis să nu realizăm analize economice. Războiul din Ucraina a fost un șoc și o lovitură atât de mare pentru noi că nu știam să vorbești despre ceva, cred că era irelevant, să vorbim despre cei din Ucraina, încă nu era clar ce anume poate să facă Republica Moldova. Astăzi deja încercăm să revenim la viața normală, dacă se poate că există viața normală, cu analizele economice și am considerat corect și bine ca în prima ediție, după o întrerupere de 2 săptămâni, să discutăm despre Ucraina sub aspectul refugiaților din Ucraina care au venit în Republica Moldova. La ziua de astăzi, pe data de 11 martie, în Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, toată lumea implicată, bisericile, cetățenii simple, guvernul, primăriile, toți, noi am reușit să gestionăm un flux de 309,8, aproape 310.000 de persoane. Din data de 9 martie, Ministerul Afacerilor Interne a început să ne ofere date nu doar despre refugiații cetățenii Ucrainei, dar și refugiații altor țări care au venit în Republica Moldova. Sunt foarte multe studenți, sunt foarte multe familii de străini care erau în Ucraina, i-a prins războiul acolo și țara de refugiu unde au putut să vină ei când s-a început războiul a fost Republica Moldova. Aici trebuie să aducem aprecierea că autoritățile noastre imediat, incondiționat, a permis tuturor să intre în Republica Moldova. Că unii țări a fost câteva zile un fel de rezervă, cum facem, ce facem, Republica Moldova a primit toți refugiații și la ziua de astăzi din aceștia 310.000 aproape de refugiați, 278.000 sunt cetățeni ai Ucrainei și 31,5.000 sunt cetățeni altor state din diferite țări care au venit în Republica Moldova. La momentul actual, astăzi, în Republica Moldova s-a aflat 104,8 mii, aproape 105 mii de refugiați, dintre care aproximativ 100 de mii sunt ucraineni și 5 mii din alte țări. Dacă observați atent, din cei care au intrat în Republica Moldova, o treime se află pe teritoriul țării, iar dintre cetățenii străini, mai puțin de 20%. Ce înseamnă lucrul acesta? Străinii, am în vedere, nu ucraineni, de altor state decât Ucraina, ei utilizează Republica Moldova doar ca un mijloc de tranzit. Ei au intrat la noi în țară, au stat o zi, două, s-au recuperat, cetățenii noștri au primit, le asigur toate lucruri, după aceasta pleacă peste hotare. Aici, dacă vedeți fluxul de refugiați, am considerat să-l dau util. Pe data de 9 martie vedeți o creștere bruscă și este legat de faptul că pe lângă cetățenii din Ucraina care au venit în această zi în Republica Moldova, noi am început să obținem datele și cu cetățenii străini. Ei au fost în zilele precedente, zilnic vin cam 500 de cetățeni a altor state în Republica Moldova din Ucraina, vin și imediat pleacă mai departe. Dacă să ne uităm aici pe graficul câți sunt la moment în prezent în Republica Moldova, vedem că începând cu data de 9 martie numărul lor scade. Deci dacă pe 9 martie noi am avut 107,5 mii, acum avem 104,8 mii. Din ce cauză scade? Din două motive. Pe de o parte, cetățenii din Ucraina în prezent observăm o tendință care sperăm foarte mult că va continua în sensul că lucrurile poate să vor liniști în Ucraina și numărul refugiaților, acum dacă vedem, numărul lor astăzi a fost cu mult mai mic decât în alte zile. Noi avem, astăzi au intrat în Republica Moldova cetățenii Ucrainei plus cetățeni străini, în total 8,4 mii, cu mai puțin decât media de momentul când s-a declanșat războiul. Și al doilea, cetățenii din Ucraina pleacă de fapt mai departe. Pentru ei Republica Moldova este o țară de tranzit, majoritatea din ei pleacă. Un argument în acest sens este că noi avem mai puțin de 1% de număr total de cetățeni străini care au intrat, cetățeni ucraineni străini care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, mai puțin de 1% au solicitat azil aici în Republica Moldova, marea majoritate își continuă drumul mai departe. Totuși,
Poți întreabă și am revenit la acest subiect din simplu motiv că toate zilele acestea când am fost contactat de către presa internațională, am oferit mai multe, ca și mulți alți experți din Moldova, am oferit mai multe comentarii presa internațională. Unul din subiectele care pe toți interesează este Republica Moldova capabilă să ofere locuri de muncă cetățenilor din Ucraina care vin în Republica Moldova. Și aici vreau să spun un moment important. Republica Moldova este printre primele sau chiar prima țară care imediat când au început a veni refugiați a primit o decizie că toți refugiații pot necondiționat, fără careva restricție, să se angajeze în câmpul muncii. După aceasta, după la câteva ore adoptat această decizie și Ucraina, și România, și alte țări. Deci Republica Moldova de fapt a venit prima cu un sprijin în fața cetățenilor ucraineni spunându-le că aveți dreptul să lucrați în Republica Moldova. Multă lume s-a speriat unde să lucreze ucraineni. Noi avem doar 600.000 de locuri de muncă, iar 1.000.000 de oameni sunt psihotari. Noi nu avem la noștri locuri de muncă, dar cum să dăm locuri? Aici vreau să spun că nu trebuie să ne îngrijorăm, cetățenii ucraineni, numărul lor care va rămâne nu este atât de mare și noi avem posibilitatea să ajutăm. Sunt câteva domenii, voi vorbi doar despre două domenii care într-adevăr noi putem să atragem cetățenii ucraineni, sunt mai multe, dar la două voi atrage o atenție deosebită. Primul este sectorul IT. Despre aceasta s-a vorbit deja pe plan internațional, foarte multe agenții de știri internaționale au transmis Republica Moldova este un centru în care se dezvoltă foarte rapid sectorul IT și el are capacitatea de absorbție. Vreau să vă uitați la graficul din spate și veți vedea că începând cu 2016 în Republica Moldova, serviciile IT, exportul de servicii IT și producția de servicii IT, că multe se vând în interiorul țării, dar foarte mult se exportă. Dacă vă uitați atent, la noi pur și simplu înregistrăm o explozie în sensul pozitiv. Deci avem o creștere fără precedent acestui sector. Acest sector care n-a existat 15 ani în urmă, în prezent, anul, în 2021, estimăm că volumul exporturilor a depășit 340 de milioane de dolari, iar volumul total de vânzări 370 de milioane de dolari. Uitați-vă cât a fost 5 ani în urmă. De ce a fost acest lucru posibil? Datorită faptului că Republica Moldova a creat niște facilități fiscale pentru sectorul IT, a creat aceste parcuri IT, noi am reușit pur și simplu pe loc gol, să zicem așa, să construim o industrie mare care, uitați-vă la locurile de muncă. Deci dacă în 2013 noi aveam angajați în acest sector 4.000 de persoane și aici vreau să atenționez că salariile aici sunt foarte competitive, în prezent noi avem în 2011 estimativ 11.400.000. În ultimii 2 ani de zile, numărul de noi angajați, o cerere de acest sector este de 2.000 de persoane. Din nefericire pentru noi, această cerere nu mai poate fi satisfăcută pe piața interioară. Din acest motiv, dacă sunt specialiști cu calificare înaltă din Ucraina, i-ar putea fi absorbiți decât acest sector. Mai mult ca atâta. Am spus-o și eu și ar fi bine să o repete absolut toată lumea. Dacă companiile IT din întreaga lume vor să ajute refugiații din Ucraina, pentru ei este un lucru simplu. Este suficient să alochez, să fac o comandă în Republica Moldova. Este suficient să contractează companiile din Republica Moldova pentru comenzi. Cu cât mai mult volum de servicii va presta Republica Moldova, cu atât mai mare este capacitatea noastră de absorbție migranților. De aceea răspunsul este foarte simplu. Autoritățile Republicii Moldova în prezent trebuie să prezinte Republica Moldova ca un centru IT capabil să crească și să absorbe forța de muncă din Ucraina care ar dori să lucreze în Republica Moldova, iar companiile internaționale să le încurajăm să contracteze companiile din Republica Moldova pentru că acest sector să lucreze. Deci asta este primul domeniu unde noi, într-adevăr, avem posibilitatea. Și al doilea domeniu extrem de important sunt zonele economice libere. Uitați-vă atent și aici ce s-a întâmplat. 10 ani în urmă, zonele economice libere în Republica Moldova existau, însă volumul vânzărilor lor era undeva la nivel de 80-90 de milioane de dolari, ceea ce reprezenta 5-6% din totalul exporturilor. În prezent, zonele economice libere estimativ au 600 de milioane de dolari exporturi, ceea ce este, de fapt, fiecare a 5-lea dolar pe care noi reușim să-l obținem din exporturi este din zonele economice libere.
În doar câțiva ani de zile, începând cu anul 2016 până în prezent, noi am reușit să împânzim toată țara cu zone economice libere. În prezent avem 43 de zone economice libere și dacă sectorul IT mai mult este concentrat în Chișinău și aici noi am putea ajuta oamenii care au calificare înaltă, întrebarea care a fost, dar nu toți oamenii sunt din domeniul IT. Într-adevăr, în Ucraina, cei care au venit în Republica Moldova din refugiați, numărul celor calificați în sectorul IT nu este foarte mare. De aceea, răspunsul Republicii Moldova pentru refugiați este în felul următor. Pentru cei cu muncă calificată înaltă, noi avem sectorul IT, pentru cei care nu au calificare necesară, noi avem zonele economice libere care, spre deosebire de sectorul IT, sunt repartizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 43 de locații și uitați-vă, volumul cu investițiile care au fost făcute în ultimii ani de zile, deci în ultimii 10 ani de zile s-au investit 340 de milioane de dolari în aceste zone economice libere și numărul salariaților. Dacă ne uităm atent, în 10 ani de zile s-au crescut cu 13.000 sau cu 1.300 de locuri de muncă în fiecare an. Am avut criza din 2020 care a redus puțin numărul de salariați, iar în 2021 noi deja am depășit nivelul maxim istoric care l-am avut în 2019. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă, și aici trebuie să vorbim foarte cu mare acuratețe, ținând cont că în Ucraina situația este foarte dramatică, foarte multe companii din Ucraina care erau dezlocate în Ucraina, care lucrau în domeniul automotive sau alte domenii, ar putea veni în Republica Moldova. Republica Moldova are toate platformele, 43 de locații în prezent, unde pe lângă faptul că noi putem primi refugiați, noi putem primi ca refugiați companiile care erau dezlocate în Ucraina și acum aș caut posibilitatea unde să vină. Ce poate să facă Guvernul Republicii Moldova? Să încurajeze atât parcurile IT cât și zonele economice libere și să promovăm Republica Moldova ca o țară unde pot fi atrasă investițiile atât în domeniul IT cât și în zonele economice libere, care pe de o parte ne va permite dezvoltarea noastră, pe de altă parte ne va permite să ajutorăm refugiații. Acum toată lumea se gândește cum poate ajuta refugiații. Republica Moldova a fost vizitată de oficiali înalți, fie de la organizații internaționale, fie de la diferite state, cum ar fi de Uniunea Europeană sau Statele Unite, toată lumea vrea să vadă de ce suport are nevoie Republica Moldova ca ea mai bine să facă față cerințelor refugiaților. Răspunsul este foarte simplu. Să primim suportul necesar ca să consolidăm zonele economice libere și parcurile IT într-așa o manieră încât aceste două platforme care s-au dezvoltat, sunt de fapt practic unicele platforme care s-au dezvoltat în ultimii ani de zile în Republica Moldova, aceste două platforme au capacitatea de a atrage forță de muncă și de a crea atâta producție locală, de a asigura dezvoltarea economică, cât și a dezvolta exportul Republicii Moldova. Din acest motiv vreau să spun cetățenilor Republicii Moldova care sunt cumva îngrijorați ce va face ucrainenii. Stați foarte liniștit. În primul rând, majoritatea ucrainenilor atunci când au intrat în Republica Moldova și a celor din alte țări, ei au stat aici puțin și au plecat mai departe, iar răspunsul nostru trebuie să fie în felul următor. Dacă cineva din Ucraina va decide să rămână în Republica Moldova, Republica Moldova are posibilitatea să ofere locuri de muncă. Primul domeniu este domeniul IT, care în anul 2022 cred că vom trece de 400 de milioane de dolari și este pe ultimul grafic. Sper că apar la dumneavoastră. Zonele economice libere care în acest an vor putea ușor depăși 700 de milioane de dolari, în domeniul construcțiilor unde noi avem necesitate de forță de muncă, în industria textilă unde noi avem necesitate de forță de muncă și în sectorul Horeca unde tot avem necesitate de forță de muncă. Nu vreau să spun că cetățenii Moldovei nu vor fi, deci noi avem nevoie de cetățenii Moldovei, dar aceste sectoare deja se confruntă cu probleme, iar noi aici ne ajutăm unul pe altul. Noi ajutăm refugiații din Ucraina și ei ne ajută pe noi să permitem dezvoltarea acestor sectori. Asta am vrut să spun pe clar și pe scurt și încurajarea mea este. Guvernul în prezent trebuie la toate întâlnirile internaționale să promoveze Republica Moldova ca o platformă unde există zone economice libere și parcuri IT, domenii în care pot fi atrasă atât investiții, cât și crearea locurilor de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru refugiați. Iar companiile internaționale care vor să ajute refugiații, este suficient să facă contracte în Republica Moldova. În felul acesta, fiecare contract în Republica Moldova înseamnă cel puțin 100 de refugiați ucraineni angajați în câmpul muncii. Asta vreau să spun pe astăzi. Sper foarte mult că Republica Moldova, care a reușit să-și creeze o imagine extrem de pozitivă pe plan internațional, că a gestionat cu succes acest flux de refugiați, Republica Moldova, picatul locuitor, are de
3 până la 10 ori mai mulți refugiați decât orice altă țară, noi și în continuare vom reuși să demonstrăm că Republica Moldova are capacitatea de a absorbi acești refugiați și cei din ei care vor decide să rămână în Republica Moldova își vor putea găsi un loc de muncă. Până atâta, astăzi și ne revedem în foarte scurt timp la o ediție specială, lucru care viața pe lângă refugiați ne mai impune și alte subiecte care merită și necesită de a fi discutate azi și a nu a fi lăsate pe săptămâna viitoare.